Școala de Arte din Slatina, în parteneriat cu Departamentul de Cultură din cadrul Administrației Regionale de Stat din Transcarpatia, a organizat în ultima decadă a lunii martie concursul regional de creație plastică, de pictură și artă decorativă în cadrul concursului festival pentru românii din Transcarpatia sub genericul Floare, concurs ce s-a adresat elevilor din categoriile de vârstă de la 7 până la 17 ani, care manifestă înclinații și interes deosebit pentru desen, pictură, quilling, ceramică și colaj. Ініціатива була все-таки з Ужгорода. Мені запропонували продумати проведення от такого конкурсу і щоб ми написали свої уявлення про цей конкурс. Ініціатива а апарцінут департаментului de cultură de la Ужгород. Mi s-a solicitat opinia. Eu am propus viziunea mea și astfel împreună, în strânsă colaborare, am organizat o adevărată sărbătoare pentru cei ce iubesc arta populară. Melodiile și arta populară sunt începutul vieții. Din popor ne tragem obârșa. Tradițiile au existat întotdeauna și există și dacă noi, pedagogii, vom fi în stare să transmitem copiilor acea dragoste față de tradiții, ca ele să predomine în viața lor, atunci ele vor exista și în viitor. Folclorul românesc în raionul nostru predomină. El poate fi auzit la sărbători, nunți. Mulți copii participă la concursuri în România. Ne mândrim cu ansamblul Speranța, directorul artistic Ileana Șiman. Ne bucurăm de faptul că copiii trăiesc în ritmul acestei muzici. Chiar dacă în scenă copiii au emoții, ei își deschid sufletul, căci muzica e a lor, a strămoșilor lor. Ei transmit ceea cu ce s-au născut și cresc. Avem mulți participanți. Inițial ne-am gândit să facem o preselecție, să-i alegem pe cei buni. Dar dat fiind că e primul concurs, am decis să invităm pe toți doritorii. La școala de artă sunt copii din Apșa de Mijloc, Biserica Albă, din Topcina, Apșa de Jos. Întotdeauna le spun copiilor din Slatina că orice condiții de timp n-ar fi, ploaie sau zloată, copiii din alte sate vin la ocupații, iar voi, cei de pe loc, lipsiți din lenevie. Ті дітки доїжджають, а ви тут інколи буваєте ліниві і не приходите на уроки. Concursul și-a propus valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-plastice și practice, împărtășirea la nivel local și regional a experiențelor pozitive din acest domeniu, precum și dezvoltarea unei reale cooperări între factorii educativi, părinți, societatea civilă în vederea cunoașterii istoriei locale, a valorificării patrimoniului de care dispun naționalitățile ce conviețuiesc sub semnul toleranței în ținutul nostru, organizării de expoziții și alte activități cultural-educative. La concurs au participat elevi din ciclul primar, ciclu mediu sau ciclu liceal, individual sau în echipe. La concurs au fost expuse 69 de lucrări din 20 de școli din Transcarpatia, care lucrează în cele mai diferite domenii ale artelor plastice. Eu вже сьогодні згадував цей момент, що у нас був такий великий фестиваль
мелодії Солених озер, де було презентовано всю культуру Закарпаття. Am amintit astăzi că aici va avea loc un festival sub genericul Melodiile Lacurilor Sărate, unde era prezentată cultura integrei regiuni. În această localitate minunată, chiar pe malul Lacurilor Sărate, era instalată o scenă și veneau colective artistice din Transcarpatia noastră multinațională, ba chiar și din întreg spațiul ucrainean. Spre regret, festivalul nu se mai organizează din motive bine cunoscute, în primul rând din cauza alunecărilor de teren, prăbușirilor. Posibil că în ceea ce are loc aici e un început. Începem de jos, de la copii, pentru că astfel aici la Slatina să reluăm tradițiile festivalului sub genericul Festivalul Internațional al Culturilor Naționale. Ideea organizării a aparținut Departamentului de Cultură al RS. Putem vedea astăzi și lacunele noastre, vedem ediția următoare a festivalului la anul viitor și înțelegem ce categorii de premiere se cer adăugate, pentru că la anul să invităm mai mulți participanți și de peste hotare. În primul rând din România, apoi și în Ungaria sunt multe colective care au în repertoriul lor muzica românească. Să vină să participe datoritorii la acest concurs. Melodiile românești sunt mereu alături de noi la orice manifestare. Să răsune peste tot la noi și departe peste hotarele Ucrainei. În ultimii doi ani se simte o colaborare intensă. Se organizează zilele bune vecinătăți. Anul trecut, noi la Sighet am prezentat melodiile ucrainenilor, cultura românească. Ei au fost la noi la Biserica Albă, la ziua bunei vecinătăți. Anul acesta, iarăși, se va organiza manifestarea, colectivele artistice pregătesc programul. Avem activități permanente, iar în luna mai va avea loc festivalul regional al creației populare a românilor din Transcarpatia. Noi, colaboratorii Departamentului de Cultură, suntem deschiși pentru a primi atât doleanțe cât și observații de unde nu ar veni ele, căci ele vor contribui la aprofundarea colaborării și la dezvoltarea culturii românilor din Transcarpatia. Plănuim продовжити цю роботу. Наші колективи декілька разів виїжджали по обміну у Румунію і навпаки їхні колективи приїжджають до нас, ну, черговий такий захід буде в нас фестиваль обласного обласний фестиваль румунського мистецтва, який відбудеться в травні місяці. Următoarea invitație.
Fiecare lucrare expusă a avut specificat titlul, numele și prenumele copilului, clasa, vârsta, școala de proveniență, satul. Un interes deosebit au trezit lucrările în tehnica quilling. Prin secolul al XVIII-lea, în Europa, tehnica quilling devine una dintre principalele preocupări ale doamnelor de înaltă societate, devenind și una dintre disciplinele artistice studiate în școlile vremii. Prin această artă, ele își puteau confecționa rame foto, suporturi de lumânări, cutii de bijuterii, felicitări și multe alte lucruri deosebite. Metoda aceasta este veche, se pare că vine din Egiptul antic, dar necesită răbdare, îndemânare și imaginație. Dacă copilul dispune de aceste calități, el poate să realizeze adevărate opere de artă. Нас запросили сьогодні в Солотвино на перший обласний конкурс народної творчості. І нашою задачею сьогодні є вибрати найкращих молодих митців. Am fost invitați la Slatina, la primul concurs regional al creației artistice. Sarcina noastră constă în a alege pe cei mai buni artiști la trei categorii: desen, grafică, artă plastică. O experiență utilă pentru noi, căci în juriu sunt artiști plastici, sculptori consacrați din Mukacevo, Ileana Pop din România. Sarcina noastră e în a descoperi valorile. Lucrările copiilor sunt foarte interesante, e greu de alege și totuși ne străduim să apreciem după criteriile stabilite. Căutăm autenticitatea, dragostea față de arta populară, sinceritatea copiilor. Scopul e promovarea artei populare, a tradițiilor noastre, a folclorului, artelor populare care sunt și vor fi adevărate izvoare ale spiritualității noastre, ce ne dau puteri de a rezista, ne inspiră. Arta populară se bazează pe tradițiile de veacuri. Salutăm primul festival cu genericul floare. Sper ca o floare se va insera neapărat într-un superb buchet de talente și ne va bucura sufletele prin creații minunate. Prin anii 2000, eu m-am preocupat de studierea portului popular românesc și aici, la Slatina, am reușit să adun brodei de cojoace și de ei brodate în culori fine, suave. Брати вишивки бунди та жіночу сорочку вишиту дуже ніжними тонкими кольорами. Завжди вражений від того, що наша родюча земля, на якій ми стоїмо, стільки талантів із себе, аж кишить талантами. Я ще пам'ятаю.
Sunt impresionat de fiecare dată când văd cât de bogată în talente este baștina noastră. Sunt foarte multe. Am prestat serviciu militar în rândurile armatei sovietice. Erau reprezentanți ai multor naționalități, celor mai diferite. Iar în căminul cultural, pictor ca regulă era cineva din Transcarpatia. Pictor sau interpret, toți erau din Transcarpatia. E un ținut fertil pentru talente. Și în cadrul acestui concurs vedem câte talente s-au adunat, atât în muzică, cât și în arte plastice. Eu cred că aici, în cadrul concursului, profesorii trebuie să fie atenți, ca să vadă ce discipoli pot avea, să nu-i piardă, să poată copiii studia ulterior la instituțiile de profil. Am călătorit mult prin străinătate și întotdeauna m-a interesat să văd însemnele ținutului, dat autenticitatea lui. Ceea ce vedem aici e o mărturie a faptului că sunt lucrări populare. E o adevărată floriscență a artei populare românești. Lucrările copiilor sunt expuse în toate sălile. Consider că patrele istorice ale minorităților reprezentate aici au cu ce se mândri. Aici e patrimoniul nostru, valorile noastre autentice. În biblioteca mea, toate cărțile au pe foile de copertă desenele mele, când nu mi-ajungea hârtie, iar între coperte foile erau curate. Acum când copiii citesc cărțile sau eu le dau să le deschid, îmi văd desenele mele. Din fragedă copilărie am desenat. Ca regulă, mă preocupam de sculptura monumentală. Spre exemplu, în cetatea de Mukacevo, sculpturile Ilone Zrine sau lui Rakoci îmi aparțin. Și în Parcul Roșenesc am lucrări, apoi peste hotare, în Brazilia, Japonia, Elveția, peste tot în Europa am creațiile mele. Spre regret, artiștii la noi nu-și pot asigura existența, de aceea pleacă peste hotare. Sper mult că acești românași talentați să contribuie la prosperitatea patriei noastre, să nu plece de la baștină în străinătate. Виїжджають за кордон. Я не дуже надіюся, що от ці румунські дівчата, хлопці, якщо виростуть, стануть митцями, будуть обогащати нашу країну, а не якусь чужу. Concursul a oferit clipe de adevărată fericire copiilor, lucrările cărora au fost apreciate drept izbutite, pentru că nimic pe lume nu e mai frumos decât arta de a face vizibil invizibilul. Niciun popor nu-și dorește ca obiceiurile și tradițiile să reprezinte o sumă de valori perimate sau inactuale, deoarece de ele depinde valoarea noastră ca oameni și bogăția spirituală în fiecare comunitate am trăit. Azt hiszem, hogy a mármarosi románok Ukrajnában élő része csodálatosan őrzi azt a hagyományt, amely a létét és a fennmaradását. Sunt originar din satul Vâscovo, dar locuiesc la Budapesta. Sunt director artistic al ansamblului popular național de stat maghiar. În opinia noastră, acea parte a românilor maramureșeni care locuiesc în Transcarpatia reprezintă un minunat exemplu de păstrare a tradițiilor populare, iar acest lucru le asigură existența lor. Am putut observa că pentru copii de cele mai diferite vârste e foarte important de a păstra cultura poporului lor. O confirmare fericită a faptului că pedagogii își îndeplinesc misiunea lor cu cinste. Felicitările mele tuturor! Așa am stabilit noi, încât în luna aprilie împreună să mergem cu instrumentiștii din Teaciv și Slatina la Kiev. Acolo vom avea un spectacol la Academia Tchaikovsky sub genericul Culorile Transcarpatiei. Acolo noi vom interpreta muzica ucraineană, ruteană, românească și maghiară. Vom demonstra la Kiev cultura Transcarpatiei și modul de conviețuire a oamenilor de aici, cum se înțeleg unul cu altul. Eu am studiat la școala de artă din Vâscovo. Ori la școala de arte înveți muzica, dar nu atât cât înveți de la oameni care o profesează, care cântă la nunți și la alte ocazii din viață. Școli clasicu, apoi doma ce folclor trebuie să ucete. Botona. Uita mamă,
Omul se exprimă prin desen, așa cum o face și prin cuvânt. O idee pe care vrei să o materializezi în operă, fie că este vorba despre pictură, olărit sau orice altă artă, își cere singura tehnică. Avem atâtea căderi și nesiguranțe, încât succesul îți dă curaj. La categoria olărit, o singură școală, cea din Ganici, raionul Teacev, a putut prezenta lucrări ce au atras atenția juriului și a vizitatorilor. Fost la Liceul de Arte anul acesta, în 13 ianuarie, a avut loc un vernisaj, o expoziție cu lucrările copiilor, lucrările copiilor din mai multe țări și toate lucrările, vreau să vă spun, ale copiilor din Ucraina au fost expuse aici la Liceul de Arte din Solodvino. Mă bucur că mă aflu din nou aici, pentru că astăzi este sărbătoare, practic sunt două sărbători, este vorba de sărbătoarea religioasă Buna Vestire. Astăzi se spune că este prima zi de primăvară, în cultura populară se spune Blagoveștenia, deci astăzi practic este prima zi când auzim cucul. Practic este o trecere de la un anotimp, de la anotimpurile rece, la acest anotimp, la primăvară, când toată natura reînvie. Am mai fost în data de 4 martie, tot la Liceul de Arte, cu ocazia Zilei Mărțișorului. Vreau să vă spun că atunci s-au împletit cele două fire, firul alb și firul roșu. Am avut parte de o zi superbă, am avut parte de soare, am avut parte de oameni frumoși. Dar să ne reîntoarcem la concursul de astăzi. În primul rând vreau să mulțumesc gazdelor noastre, liceului de aici, doamnei director, cu care, deși nu vorbesc aceeași limbă, totuși mă înțeleg prin culorile sufletului, prin limbajul sufletului. Este un om deschis, este un om deosebit și iată că de la începutul anului aici s-au desfășurat mai multe manifestări culturale. De asemenea, aș dori să le mulțumesc profesorilor de aici, de la Liceul de Arte. Aș dori să le mulțumesc profesorilor îndrumători și însoțitori care sunt astăzi aici și nu în ultimul rând părinților, nu în ultimul rând copiilor, pentru că ei sunt cerul nostru. Aș vrea să mulțumesc de asemenea Consulatului Român din Solodvino, excelenței sale domnului consul Gabriel Nicola și sigur echipei dumnealui. De asemenea, prezența mea aici se face cu
s-a făcut cu ajutorul Centrului Cultural Sighetul Marmației, cu ajutorul primăriei din Sighetul Marmației. Iată că ei sunt mereu prezenți la toate manifestările culturale de aici, din Transcarpatia. Aceasta este prima ediție a concursului care se numește Floare și sper ca pe viitor să existe cât mai multe ediții de acest fel. Vreau să vă spun că toți participanții au fost foarte pregătiți, lucrările au fost foarte bune și a fost foarte greu de jurizat. Păi, pentru mine, floarea ce înseamnă? Deschiderea spre primăvară, trecerea la acest anotimp, tot ce e mai frumos, ce poate fi mai frumos în lume decât florile, nu? Ce pot fi mai frumoase, mai colorate decât florile? Secțiunile propuse în cadrul concursului s-au urmărit cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare în creații proprii ale copiilor, stimularea creativității, cultivarea și dezvoltarea spiritului de competiție, diversificarea activităților de timp liber ale copiilor, oferindu-le posibilitatea de a încerca sentimentul de admirație și de respect față de valorile estetice din creația populară și tradițională a poporului din care se trag. Jurizarea a fost făcută de către organizatorii și partenerii concursului, care au delegat specialiști în domeniu. Muzica și desenul se spune că sunt discipline de sacrificiu, dar fără predarea lor în instituțiile școlare nu vom putea descoperi și promova adevăratele talente, căci educația artistică are o importanță vitală pentru generațiile care vin.